Federația Română de Atletism a anunțat care sunt cei mai buni sportivi din această disciplină pe categorii de vârstă. La Junior 2, Under 18, cel mai bun atlet al României a fost declarat Adelin Pop, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, un valoros semifondist cu potențial mare care, printre altele, în acest an atipic a devenit campion balcanic la 800 de metri. Pentru Marieta Ilcu Răileanu, fostă campioană mondială la săritura în lungime și în prezent director al Clubului Sportiv Școlar Hunedoara, rezultatele și implicit desemnarea lui Adelin drept cel mai bun tânăr atlet din țară nu au reprezentat o surpriză. Eu mă așteptam pentru că știm foarte bine rezultatele lui Adelin. Sezonul 2020 pentru el a fost un sezon foarte bun. Am reușit să-l sprijinim. Am avut noroc, a fost și perioada asta cu multă școală online și atunci am putut să facă școala online și să plece în cantonamente în locuri specifice unde să ne putem antrena. Așadar, după un an bun cu mult cantonament și multă pregătire, a ieșit un an cu rezultate foarte bune. Vorbim de titlul balcanic, vorbim de cele 4 titluri de campion național și atunci eu să știți că pentru mine era o așteptare ca Federația Română de Atletism să-l nominalizeze cel mai bun junior 2, under 18, cum se spune acum. Adelin Pop este în aceste zile în cantonament la Băile Felix, alături de antrenorul emerit Ștefan Berexazi, cel care îl pregătește la clubul din Hunedoara. În această dimineață, înainte de primul antrenament al zilei, într-o discuție telefonică pe care am avut-o împreună cu Marieta Ilcu Răileanu, cu Adelin Pop, acesta ne-a declarat că nu se aștepta la premiu. Tânărul atlet hunedorean consideră anul 2021 excelent pe plan sportiv. Are un plan de viitor bine pus la punct și crede că prin muncă se pot obține rezultate. Adelin, bună dimineața, felicitări! Mulțumesc! Te așteptai la această distincție? Sincer, nu. Mă așteptam să fie alții peste, după clasamentele lor. Cum consideri anul acesta 2021, făcând excepție de situația medicală? Ca sportiv, cum l-ai văzut? Excelent! Mai bine, cred că nu se putea. Ce-ți propui pe viitor? Păi, momentan, în viitor apropiat, baremă pentru campionatele mondiale din Cali, din 2023. Îți doresc mult succes și ce ai de transmis celor de acasă, antrenorilor, celorlalți colegi de-ai tăi? Că prin muncă se poate totul. Mulțumesc, Adelin, și multă baftă! Mulțumesc. Să te vedem cu rezultate și la seniori. Ne ajutăm. La rândul său, Marieta Ilcu Răileanu, care ne-a vizitat la redacție, a afirmat că alături de profesorul Ștefan Berexazi îl va sprijini și în viitor pe talentatul semifondist Adelin Pop în obținerea performanțelor pe care și le-a propus. Eu am așteptări și am fost totdeauna optimistă. Atletismul hunedorean, știm rezultatele de-a lungul timpului și nu mai punem la îndoială sub nicio formă probitatea și profesionalismul domnului antrenor emerit Ștefan Berexazi, cu care noi colaborăm și care are mâna formată de acum de, să spun, 60 de ani, ar fi prea mult. Așteptările sunt în concordanță cu ceea ce își dorește sportivul. Iar din discuțiile pe care le-am avut cu sportivul și cu, bineînțeles, cu domnul Berexazi, Adelin își dorește foarte mult. Adelin muncește în fiecare secundă, în fiecare minut și în fiecare oră pentru un rezultat foarte bun în sezonul 2022. Dacă ne ajută Dumnezeu și reușim să facem pregătirea la fel cum am făcut-o în 2020, susținută, Adelin și acum este la o secundă și 51 de baremul îndeplinit pentru campionatele mondiale de juniori, care în 2022 vor avea loc undeva în Statele Unite. Așadar, Adelin își dorește foarte mult și dacă el dorește și muncește, noi suntem obligați, eu și domnul Berexazi, să-l sprijinim să-și îndeplinească visele lui prima dată. Adelin Pop își va întrerupe cantonamentul de la Băile Felix în data de 17 decembrie pentru a participa la București la festivitatea de decernare a premiilor de către Federația de Specialitate pentru cei mai buni atleți din România pe anul 2021.